Începem cu informația momentului. Este anchetă de amploare la Liceul Militar din Alba Iulia după ce un elev a căzut de la etajul 4 al instituției. Medicii chemați să intervină la fața locului nu i-au mai putut salva viața. Cu mai multe detalii ni se alătură Elena Stan, jurnalist BUNTV. Bun găsit, Elena. Care sunt informațiile? Bun găsit! Tânărul de 15 ani era elev în clasa a 9 al Colegiului Militar din Alba Iulia. Acesta era din zona Maramureșului. Din primele date, elevul a mers în această dimineață îmbrăcat în haine militare la apel. A vorbit cu colegii, după care a plecat în camera sa, care era situată la etajul 4. Acolo s-ar fi schimbat în haine civile, iar la scurt timp a fost găsit căzut în fața clădirii. Medicii ajunși la fața locului au început manevrele de resuscitare, însă acesta nu a mai fi putut fi salvat. Trupul a fost transportat la morga Spitalului Județean Alba. Între timp, poliția din Alba a deschis o anchetă în acest caz și se fac cercetări. Prima variantă luată în calcul de anchetator este cea a sinuciderii, mai ales că surse din anchetă au precizat că adolescentul a lăsat inclusiv un bilet de adio prin care și-ar fi explicat gestul extrem. În prezent, camera elevului este sigilată de criminaliștii care strâng poze. De asemenea, colegii acesteia vor trebui să vorbească cu polițiștii pentru a le oferi detalii despre colegul lor.